În total, CSM și-a dat acordul pentru ca 11 judecători să fie anchetați pentru îmbogățire ilicită. Între timp, 5 dosare au fost clasate de procurori, iar în unele cazuri de rezonanță în care a fost decisă urmărirea penală, procuratura a tăcut chitic. De exemplu, dosarul inițiat pe numele fostului președinte al Curții de Apel Chișinău, Vladislav Klima, a fost clasat încă la 6 iunie 2023. Iar dosarul fostului vicepreședinte al judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc, a fost clasat la 15 februarie 2024. Pentru că faptele nu au întrunit elementele infracțiunii. Despre asta am aflat doar după ce reporterul Cutiei Negre a solicitat oficial informația de la Procuratura Anticorupție. Pe banca acuzațiilor, pentru îmbogățire ilicită au ajuns până astăzi doar 2 judecători. Oleg Melniciuc este singurul condamnat de prima instanță la 7 ani de închisoare. Magistratul se declară nevinovat și a atacat decizia la Curtea de Apel Chișinău. Examinarea cauzei este suspendată până în luna octombrie pentru a fi efectuată o expertiză financiară. Am considerat că judecătorul va fi capabil să pătrundă în esența argumentelor care eu le-am invocat. Dacă judecătorul n-a dorit să pătrundă în esență și să facă calculele, eu am hotărât că atunci e mai bine să fie solicitată expertiză. Lasă să facă calculele experți. Acolo sunt toate calculele absolut confirmate, documentate. Noastră v-ați declarat nevinovat în acest dosar în primă instanță. Cum apreciați această sentință din primă instanță? Absolut ilegal. Încă în vara anului 2022 a ajuns în judecată și dosarul fostului președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, în care acesta este acuzat că a dobândit bunuri în valoare de peste 12 milioane de lei pe care le-a înscris pe rude. De la începutul anului curent, pe acest dosar au fost planificate 7 ședințe, dar mai mult de jumătate au fost anulate din diverse motive. Într-o altă cauză penală, în care Ion Druță a fost bănuit că a dat indicații unor judecători pe anumite dosare de rezonanță, procurorii și-au retras învinuirile și au clasat dosarul.